Bună dimineața și bine ați venit! Am făcut invitația la acest briefing, în cadrul căruia ne propunem să prezentăm un nou proiect al companiei Sumitomo Electric Bordnețe în Republica Moldova. Această companie, Sumitomo Electric Bordnețe, sau cum îi spunem noi, SIBN, este o companie top care se ocupă cu producerea cablajelor și dispozitivelor electrice pentru industria auto mondială. Este una dintre cele mai importante companii de acest fel, care are 28 de întreprinderi cu peste 31.000 de angajați în 15 țări ale lumii, în Europa, China, Africa de Nord, Europa Centrală. La rândul său, Sumitomo Electric Bordnețe face parte din grupul Sumitomo Electric Industries, deci un grup care înglobează 389 de companii, unde sunt angajați peste 240 de persoane și își desfășoară activitatea în 40 de țări ale lumii. Iar Sumitomo Electric Industries, la rândul său, face parte din gigantul japonez Sumitomo, care are o istorie de peste 400 de ani. Aș vrea să vă prezint conducerea companiei Sumitomo Electric Bordnețe, care se află într-o vizită în Republica Moldova. În primul rând, directorul general al companiei SIBN, domnul Urși Bata Kenichi. De asemenea, directorul financiar al Sumitomo Electric Bordnețe, domnul Minoru Fujitsuka. Eu sunt Igor Corman, administratorul și directorul financiar al companiei Fice aici în Republica Moldova, S.E. Bordnețe S.R.L. Colegul meu, Jerzy Laluc, directorul de producere S.E. Bordnețe Moldova. Împreună cu domnul Laluc implementăm acest proiect în țara noastră. Și de asemenea, la acest briefing participă și partenerii noștri din orașul Orhei, cu care implementăm împreună acest proiect. Este vorba de domnul viceprimar Viorel Dandara și domnul Veceslav Zaporojan, care este administratorul întreprinderii municipale, servicii comunal-locative. Decizia privind extinderea activităților în Republica Moldova a fost luată de către conducerea SIBN anul trecut. Mai întâi a fost deschisă o reprezentanță în țara noastră. În scurt timp am înregistrat compania fiică aici în Moldova, SE Bordnețe SRL, și în perioada care s-a scurs din decembrie anul trecut și până în prezent, în mai bine de o jumătate de an, ne-am desfășurat activitatea pe două dimensiuni prioritare. Pe de o parte, am făcut toate studiile necesare, am pregătit toate documentele, tot setul de contracte necesare pentru construcția unei fabrici noi. Decizia a fost luată ca să construim această fabrică în raionul Orhei, reieșind din poziția geografică, căile de acces, infrastructura existentă, dar, bineînțeles, un factor foarte important și potențialul privind forța de muncă. Deci, ca urmare acestei etape de pregătire, a fost selectat în calitate de antreprenor general cunoscută companiei de construcție internațională Strabag. Lucrările deja au fost planșate la sfârșitul lunii august. Avem și compania germană Asman, care ne va sprijini pe parcursul implementării acestui proiect, companie care de fapt a și elaborat proiectul pentru această fabrică. Conform planului nostru, anul viitor, în luna august, vom dispune în prima fază de o suprafață de peste 5.000 metri pătrați, iar în luna noiembrie anul viitor va fi dată în exploatare întreaga fabrică cu circa 27.000 de metri pătrați, ceea ce ne va oferi posibilitatea să angajăm în anii următori circa 2.500 de persoane. În paralel, în toată această perioadă am desfășurat procesul de selectare a managerilor companiei,
conform criteriilor, standardelor în cadrul Sumitomo Electric Board Neță, managerii pentru producție, calitate, logistică, mentenanță, finanță, IT, controlling, deci tot ceea ce avem nevoie ca să pornim cu succes acest proiect. În prezent consolidăm și managementul de mijloc, dar am început deja și selectarea și instruirea operatorilor. În acest sens, în luna iunie anul curent, am luat în arendă o hală din orașul Orhei, care se află în vecinătate apropiată de locul unde deja este construită noua fabrică, cu o suprafață de 2600 de metri pătrați. În luna de vară am angajat operatori, i-am instruit mai întâi aici în Moldova, ulterior au avut posibilitatea să își continue instruirea la întreprinderile Sumitomo Electric Board Neță din România, la Caran Sebeș și Turnul Severin. Astfel, după auditul pe care l-am avut din partea concernului Volkswagen și care ne-a dat lumină verde pentru începutul producției, deci am început deja de la sfârșitul lunii august să producem, să asamblăm modulele în cadrul unui proiect T6, Volkswagen Transporter, și livrăm aceste produse în întreprinderile companiei din România. Deci, în concluzie, acest proiect a început. Sigur că avem foarte mult de muncit în perioada următoare. Trebuie să creștem de la 160 de angajați cât suntem în prezent, așa cum spuneam, în anul următor, până la vreo 2500 de persoane. Eu aș vrea cu această ocazie să aduc mulțumiri conducerii companiei Sumitomo Electric Board Neță pentru decizia de a veni aici, în Republica Moldova. Sunt sigur că vom depune eforturi și vom avea un proiect de succes. Sunt sigur că acest proiect aduce beneficii atât companiei, cât și țării noastre, astfel oferind locuri sigure, stabile de muncă pentru cetățenii din orașul Orhei, din raionul Orhei, din regiunea centrală a țării. Și dacă vom implementa cu succes acest proiect, sunt sigur că vom discuta și alte posibilități, vom încerca să identificăm alte locații din alte regiuni ale țării. Eu aș vrea să ofer cuvântul colegului meu, domnului Jerzy Laluc, care este originar din Polonia, care are o experiență vastă de circa 20 de ani la o întreprindere model din cadrul companiei de la Gojol. Domnul Laluc. Ok, bună ziua. Mr. Coman told already almost everything what I wanted to say. My name is Jerzy Laluc, I come from Poland and I'm COO in SEBNMD. You can ask why the guy from Poland is here in Moldova, and I can say you there are two reasons. One reason is substantive one. I have over 20 years experience by manufacturing wire harnesses and I took place in a lot of projects in Poland but also abroad. The second one is private one. I like the countries, East European countries like Moldova, Ukraine, Georgia, and also because of our common history. You know that Moldova and Poland had in the past the common history. So I'm sure that with the engagement of our new employed employees, with Mr. Korman's knowledge, extensive knowledge about Moldova, with support of another plants of Sumitomo Group, we will manage this project successfully. And from my side, that's all. Mulțumesc. Dorim să mulțumim și partenerilor noștri din Orhei pentru deschiderea pe care am simțit-o de la bun început în perioada de pregătire pentru implementarea acestui proiect. Și aș vrea să ofer cuvântul și domnului Viorel Dandara, viceprimarul orașului Orhei. Vă mulțumesc. Deci aș vrea să menționez că investiția grupului Sumitomo este extrem de importantă pentru orașul nostru.
prin prisma mai multor considerente, și anume prin crearea peste 2500 de locuri de muncă pentru locuitorii orașului și a celor din localitățile din vecinătate, prin impozitele probabil care vor fi acumulate la bugetul local, dar și la cel național, ca urmare a desfășurării activității întreprinderii, prin dezvoltarea infrastructurii locații, să zicem așa, unde își va demara lucrările întreprinderea, care până la moment practic nu aducea niciun beneficiu nici pentru locuitori, nici pentru primărie. Prin demonstrarea deschiderii orașului nostru față de investitori, și nu doar cei naționali, dar și cei de talie internațională, deci prin crearea unei stabilități și a încrederii în ziua de mâine locuitorilor orașului nostru, care probabil vor beneficia de acele ajunsuri care le va aduce pe viitor producerea în orașul nostru. Evident, ne dorim cât mai curând să demareze în plină putere producerea, sau mai bine zis procesul de producere, ca ulterior, cât mai de curând, să vedem acele beneficii care le-am menționat și probabil nu doar. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul viceprimar! Reșind din profilul întreprinderii municipale, deci cooperăm și vom coopera și în viitor cu întreprinderea municipală Servicii Locativ Comunale, domnul Vișislav Zaporojan. Vă mulțumesc! Bună ziua! Mai întâi de toate aș vrea să mulțumesc partenerilor externi pentru oportunitatea de colaborare și dezvoltare a capacităților funcționale ale întreprinderii Servicii Comunale Locative Orhei. Realizarea obiectivelor acestui proiect strategic va permite întreprinderii să treacă la o etapă, hai să spunem așa, mult mai matură a parteneriatelor în afaceri. Sunt convins că implementarea acestui proiect va contribui la crearea unor noi oportunități de dezvoltare atât a orașului Orhei, cât și a întreprinderii municipale. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum aș vrea să oferim cuvântul directorului financiar al companiei Sumitomo Electric Ordnețe, domnul Minoru Fujisuka. Okay. Mai întâi, domnul director general, domnul Kenichi Urshibata. Okay, and good morning, so ladies and gentlemen, and thank you for the kind introductions. And I'm Kenichi Urshibata, CEO of Sumitomo Electric Ordnetz AG. I'd like to thank Mr. Dandara and also Mr. Zaporojan and for attending today's out of so your very busy schedules. And I appreciate so for all of so your effort and also some cooperation and also support. Thank you very much. And I'm so glad to meet with you all. And today, this is a great honor for us to give us this opportunity to introduce Sumitomo's new plant. Now, we are very happy to have a chance to start in business in Moldova, Orhei cities. Again, let me introduce briefly our companies. And Sumitomo Electric Ordnetz AG is a top manufacturer of the wiring harness worldwide. And currently, more than 31,000 employees at 28 locations in 15 countries, with an annual sales over the €1 billion. And SEBN AG, Sumitomo Electric Ordnetz AG, is a member of the Sumitomo Electric Industries Group. That includes approximately 389 companies in more than 40 countries around the world, with a total number of the employees for the entire group exceeding 240,000 people. And with a total turnover of more than 21 billion. So now we are the top supplier of the wiring harness with over 30% share of the Volkswagen groups.
Anyway, this is a very fast investment of Sumitomo Electric Industries Group in Moldova. Therefore, we have to carefully grow our power plant. Our Sumitomo's mission is very clear, to make, to build this plant one of the best competitive plant among our global Sumitomo Electric Bordnet groups, which means that produce and a high quality product to meet the Volkswagen's customers' requirement under competitive cost. I believe we can realize this by strong leadership of Mr. Coleman and Mr. Larouk. And our challenge is very clear. I hope to see in the future expansion of the business of the Moldova based on mutual cooperation with all related parties. Of course, depending on the result of this first plant performance. In order to realize this mission and the challenge, we sincerely wish to ask every continuous support and cooperation to keep our stable business circumstances. But anyway, so your utmost support and continuous cooperation will be greatly appreciated. Thank you very much. Thank you, Urshibata-san.